Care sunt concluziile, așa, la cald, la rece, cum vreți dumneavoastră, după două zile de la marea tragedie? După cum ați văzut, am reușit să sensibilizăm și Guvernul României, care a fost alături de noi și care a luat în mod direct contact cu dezastrul care s-a produs la nivelul comunei. Concluziile cred că le vedeți de atâta timp, le știm de joi deja, ne-am stat concluziile că a fost un dezastru care ne afectează pe toți, începând de la cel mai mic până la cel mai mare. Datorită faptului că domnul prim-ministru și-a făcut timp și a găsit timpul necesar să ajungă lângă noi, a văzut în mod practic, a văzut direct faptic ce s-a întâmplat. Sperăm ca în continuare ceea ce a spus să se materializeze, ceea ce și cred că se va materializa, pentru că chiar avem nevoie și suntem într-o situație disperată și din punct de vedere a infrastructurii și localnicii și absolut toată lumea. Cred că e momentul să dăm dovadă că putem și să facem și numai să ne lăudăm. Care este situația acum? Situația acum, am reușit din punct de vedere a asigurării energiei electrice, asigurăm aproape 90% din comună energie electrică, minus branșamentele care din păcate s-au rupt la casele afectate. Se lucrează în continuare pentru îngospodările populației astăzi, din păcate fiind duminică, nu cei care au avut utilaje nu le-au putut de servenți, au luat și ei liber, au lucrat sâmbătă, duminică, adică sâmbătă, vineri, joi, noapte care au ajuns, au dormit în mașini și în utilaje. Se lucrează, vor lucra în continuare și din ce am vorbit cu cei la situații de urgență, vor lucra în continuare pentru blocarea și accesibilizarea zonei. În același timp, echipe de voluntari, echipe de la ISU, echipe de la asta curăță la proprietățile oamenilor, curăță pe lângă drum, curăță asta, distribuie alimente, fac ceea ce e nevoie și ceea ce ce trebuie în această situație. Din estimările astea care le avem astăzi și care le-am prezentat și domnul prim-ministru, avem peste 100 de gospodării afectate, în diverse forme, una-două case distruse, beciuri, subsoluri, în jur de 100 și ceva de anexe care, din păcate, sunt duse total în jur de 100-180 afectate. Kilometri de rețea, 11 km de rețea de apă care nu mai există, practic. Aproape 10-11 km de asfalt care, din păcate, nu mai necesită refacere, ci reconstruire la zero, pentru că e afectat toată structura de rezistență a drumului. Mai avem drumuri vicinale, vii comunale, cam 40 din zona care credem că e afectată, în jur de 40 de kilometri care ar putea să fie afectați. Încă acolo nu a putut face evaluare, pentru că va urma în continuare evaluările care se vor face. Partea de electrică e reluată parțial, până la final nu va mai dura ala lung, pentru că cred că va dura cel puțin 3 luni de zile să se monteze stâlpul care au făcut. Acum s-a făcut o chestie de urgență. Va dura puțin până va fi chestia finală, adică să avem și iluminatul public funcțional și stâlpii puși aliniați, deci va dura și acolo destul de mult. Vă dați seama că nu, de fapt, contabilizăm în continuare, contabilizăm, ne vin informații, le punem pe hârtie, a doua zi refacem din nou raportul operativ, pentru că nu mai bate cu ce am făcut. Mi se comunică tot timpul altceva. Numele și funcția? Primarul Comunei Ocolii și Județeanul Alin.